zi mă, eu? Tu nu mai răspunde mă la comenzi cum răspundea odată. Mamă, dar eu nu știam că sunt bebelușă. De fapt, da, sunt bebelușă pentru că dansez, am înțeles. Da. Ma bebe. Tu unde ai fost bebe? A fost până jumea, mă, un sandwich. Așa. Cred că îmi deschid business. Aaa, ce bine, asta așteptam. Să fim Tache, Ianche și Cadăr. Ema, Buzdu și Morar. Tu ești Tache, Ema. De ce? Că tu ești Tache și Fache. Eu sunt Tache, 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 Tache. Îmi deschid sandvișărie. Bravo. Mamă, știi cât profit? Am dat 12 lei pe un sandviș. Era o bucățică lungă, nu foarte lungă, de piept de ceva. Adică, deci eu vând cafea, tu vinzi sandvișuri. Ema, tu ce vinzi? Eu îmi vând sufletul. Ce? Pe nimic aproape. Am înțeles. Tache, Ianchi și Cadăr, asta trebuie să ne facem. Să facem radio doar din plăcere. Cât costă o bucățică de aia de pâine? Un batonaș. O baghețică? O baghețică mică. Deci nu o baghetă de pâine. 2 lei, un leu, cât poate să coste? Ăștia o vând cu 12 lei, bă, nene. Și sandwich de pui. Dar unde e puiul? Că o frunză și atâta. 12. Pui mâna și mănânci acasă. Mamă, cât profit. Faceți fraților sandvișerie. Bună dimineața, 9:55 de minute. Ne apucăm de business, mai facem câteva zile de radio și gata. Iar pe final de emisiune aș vrea să îi salutăm pe artiști. Nu pe... Noi suntem niște negustori, niște... Antreprenori. Antreprenori. Artiștii sunt aici. Simona și Udi. Bună dimineața. Hello. Neața. Eu mi-aș deschid o afacere cu Udi. Și eu mi-aș deschid o afacere cu tine, așa că... Dar ce afacere să facem noi doi împreună? Miere, vinde miere de albine. Zi-mă. Healthy. Ce idei are? Ce? Miere. O facem, da, o că promovă. Poți să pui zahăr și în aia și super profit. Tu ce afacere ți-ai deschide, Simon? O afacere cu make-up, clar. Mua. Mua. Make-up. Toate fetele, ai văzut, Udi, toate fetele pe Instagram sunt mua. Acum. Mare mua, toate... Da. Eu n-am știut multă vreme, n-am știut ce înseamnă. Frate, da, eu încă sunt acolo. Știi? Astăzi am ai văzut? Peste. Da, astăzi mua, am aflat. Am văzut ceva. Adică make-up, make, moa, make up, artist. Asta, asta prelucrat, exactly. Prescurtat. Aseară am fost, unde ai fost tu, la petrecere la Global. Așa, da. Și a venit, am văzut că au fost toți influencerii de pe planetă. 30% dintre ei moa. Da, cu ce te ocupi? Că am un prieten care îi știe, știi? Eu nu prea îi știu și zic, ia ce e? Moa. Ia? Tot moa. Deci era mare loftul moa. Plin de moa. Da, serios. Acolo e plin de moa. Da, Udi, tu ce profesie ai? Adică ce scrie pe sub Instagram-ul tău acolo? Sub Udi? Professional digger. Adică săpător în grădină, cu alte cuvinte. Îmi place săpător să sap în grădină, mă relaxează. Sau tăietor de lemne în timpul liber. Timber... Timberland. Exact. Cu ce ați venit voi în această dimineață? Simona, am venit, Udi. Am venit cu o poveste frumoasă. La microfon, un pic mai aproape. Nu mă, dar cu ce ați venit? Cu taxi, cu Uber? Nu, no, cu mașinile și ne-am chinuit ceva, dar am ajuns într-un final. Până am închis cățelul, pisica, of, Doamne. Am venit cu o piesă foarte frumoasă pentru voi, care are o poveste extraordinar de frumoasă. Și anume? Și anume, drumurile noastre au adus la Zoom premieră în această zi minunată, pe Dan Spătaru, melodie înființată în 77. Am decis să facem acest remake pentru că era... Pentru că Dan Spătaru n-a murit. Exact. În ce clasă erai, în 77, Udi? Erai deja la facultate? Eram, încă nu eram trimis. Nu erai trimis încă? Eram staționam undeva prin orbită. Am înțeles. Știi că există mai multe feluri de dans pe... Dans pe mese, dans pe bani și dans pe taru. Uleu. Nu e așa? Dans pe mese e cel. Dans pe mese e foarte popular în România. Dar asta se spune că despre piesa asta, că ar fi cea mai mare piesă românească din toate timpurile. Da, într-adevăr, cea așa mai... spun toți. Care e sârbească, de fapt. Care e sârbească, exact. O piesă sârbească, da, știi? Da. Doar versurile. N-a auzit-o nimeni pe aia sârbească. Există? E foarte ciudat, da, am căutat și eu foarte mult, am căutat, pentru că n-am. Când te-a pus să faci așa ceva, trebuie să știu puțin istoria melodiei, dar nu am găsit. Sârbii când l-a auzit pe Dan Spătaru, a zis, bă, frate, șterge mizeria aia pe care o avem noi, că nu e. Bă, adevărul că, da, era un artist care, indiferent ce ar fi cântat, punea amprentă. Spark. Înainte să ne apucăm de această melodie, ne-am întâlnit cu doamna Sidonia Spătaru. Cu soția? Și, da, cu soția. Așa. Noi Dan Spătaru. Și era atât de bucuroasă că doi artiști
fac chestia asta și că numele lui Dan Spătaru ajunge pe radio, cum voi ne-ați dat șansa aici să dăm în premieră Drumurile Noastre, și era foarte fericită. Și nu știu, povestea de Dan, că toată lumea îl iubește în continuare și peste tot se aude Dan Spătaru. Deci da, Dan Spătaru is alive. Exact, exact. Pe scurte, un remake pe care așa? Ne-am propus să vă trimite la dans, să vă simțiți bine. Acum că a fost 1 decembrie, la mulți ani, promovăm și muzica, adică mai promovăm. Știi că am mai avut o dată discuția asta. Păi n-ai avut teme. Tu bună mărie, n-ai avut... Mai vreau, încă mai vreau, dacă îți spun ce nebuneam în cap, zic. Doamna Mioara Velicu o să fie... Du-te, mă! Jur pe cea mai sfântă, am deci și vorbit. Te văd. O să, fac, o să iau, nu vreau să zic mai multe, dar așa? O să fac o piesă ritmată de dans, dar cu doină. O doină și să dea doamna Mioara Velicu și... Deci Mioara Velicu este Beyoncé. Vreau să fac cât mai multe piese în stilul ăsta. Și eu am o surpriză, următorul single va fi alături de doamna Marina Voica. Na, îmi place că ești tineri, Daniel. Brigada veche. Dau, da? Cu respect, brigăzii vechi. Felicitări. Și eu am o surpriză, următorul meu single va fi cu Marina, fosta ta asistentă. Marina Dina. Auzi. Am spart pe toți la nas. Tu ce single pregătești, Ema? Că simt că toată lumea în jurul meu scoate single-uri, numai eu rămân solo. Dar tu ești un album întreg. Da. Ia cu Marina Almășan scoate. Da. Nu, eu vreau cu Ion Paladi. Oh. Ce? Orice. Ce poți? Poate verde, ce ești chiper de asta, nu? Asta vorbeam. Da, mi-ar putea. Hai toată lumea. Dar nu trebuie să facă el, eu trebuie să găsesc altă vorbă, ceva vă rupă genunchi sau o chestie de genul, știi? Da. Bine, vă mulțumim mult de tot. Este fix 10 și gata. Facem momentul ăla, Dan Spătaru mare. M-am adus acolo o copertă frumoasă, da? Sau băieții, este originală, e din Electric Record. A, ce tare. Este vinilul... very, very old. Și vedeți și plicul cu banii înăuntru. Să nu existe, să nu... Asta îmi place la Audi. Apreciez că nu lucrează pe card, pe transfer bancar, nu, cash, tată. Old school, tată. N-ai încredere în plastic, nu? Nu pot. Cash. Uite ce a făcut plasticul în lume, frate. Corect. Uite unde a ajuns lumea. Încă o dată vă mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi. Mulțumim și Robertei, prietena mea. Și întregii echipe și băieților și tehnicienilor. Sper să placă. Hai să ascultăm live-ul. Mulțumim. Simon cu Audi cântă acum live pe final de Morning Zoo. Drumurile noastre. Noastre. Stre toate poate. 77 e piesa asta. 2019 live la Zoo. Să aveți o super zi. Ciao.
imagină. Nu mai durează mult că eu sunt de mine. Dar acum nu mai contează. Drumurile nu se mai intersecază. Ea îmi spune că n-o să mă țină. Nu mai durează mult și n-o să mă țină. Dar acum chiar nu mai contează. Azi inimile noastre visează. Noastre no, no, no. Se vor.